De-a lungul timpurilor, mulți povestitori au utilizat cuvinte maestre pentru a povesti minunatele clipe magice petrecute pe tărâmurile lumii poveștilor. Nenumăratele povești ce apar ne demonstrează că ele nu se învechesc și nici nu vor dispărea. Am certitudinea că pot să treacă veacuri peste veacuri și milenii peste milenii, însă poveștile despre această lume fantastică nu se vor termina vreodată. O parte dintre povestitori vor dezvălui istorii pe care le-au auzit sau le-au imaginat alături de eroi cunoscuți ai acestei lumi. Totuși, printre povestitori vor fi și unii ce vor arăta adevărata înfățișare a lumii poveștilor și vor povesti propriile lor aventuri. Unul dintre ei sunt eu. Consider că este datoria celui ce a reușit să intre în această lume să aducă, în fața celor care iubesc poveștile, aventurile sale fantastice, petrecute în tărâmurile unde magia se întâlnește la orice pas. Aceste suflete, care au petrecut o parte a vieții în Aibraor, nu vor lăsa nedescoperite aventurile trăite. Am doar o singură teamă. Că printre oameni există încă unii care își imaginează că poveștile sunt doar o închipuire. Pe aceștia sunt furios. V-ați pierdut copilăria? Sunteți voi convinși că lucrurile magice nu există? Credeți că animalele nu vorbesc? Sau că plantele, copacii, animalele și toată natura ce ne înconjoară nu ne șoptesc poveștile lor? Cine a petrecut măcar o noapte în sânul naturii, este imposibil să nu știe că pădurea ne dezvăluie amintirile ei, ne povestește despre vremurile prin care a trecut și despre ființele pe care le-a văzut. În această lume, aventura a avut întotdeauna locul întâi. Răspundeți-mi la o întrebare. Printre voi, cititorii acestor aventuri, există vreunul care nu crede în lumea poveștilor?